Sâmbătă, în sala Pimen, arhiepiscopul a centrului eparhial a avut loc ședința de constituire a noi adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În deschidere, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic, consilierii și inspectorii eparhiali, precum și membrii aleși ai forului bisericesc, clerici și mireni, au participat la slujba Te Deum, săvârșită în Biserica Sfântul Gheorghe a Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou, catedrala arhiepiscopală din Suceava, de către preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Lucrările ședinței extraordinare au debutat cu mesajul de bun venit al înalt preasfințitului părinte Calinic, urmat apoi de cuvântul preacucernicului preot Dimitrie Horga, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc, ce a prezentat succint metodologia de alegere a noii componențe a adunării eparhiale pentru un nou mandat de 4 ani în perioada 2022-2026. Supusă la vot, noua adunare eparhială a fost declarată de către înalt preasfințitul părinte Calinic legal constituită și capabilă de a lua hotărâri. Ședința a continuat cu alegerea și delegarea membrilor pentru adunarea națională bisericească, a celor din Consiliul Eparhial, 3 clerici și 6 mireni, și din Consistoriul Eparhial și Monahal. Totodată au fost desemnați spre a fi aprobați de Sinodul Mitropolitan ca membri în Consistoriile Mitropolitane, 2 clerici, respectiv 2 clerici monahi pentru Consistoriul Monahal. Prezenți la ședința extraordinară de constituire a noii adunări eparhiale, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, precum și primarul Sucevei, Ion Lungu, au fost propuși ca invitați permanenți ai adunării pentru perioada 2022-2026.